Bună seara, doamnelor și domnilor! Și bun găsit la Flash Monden! Doamne, ce-mi place să ne vedem seară de seară aici! Și mie, dar ce-i cu tine? Covid, ești așa de vesel, ai avut o zi bună? Sunt curioasă! Draga mea, eu am mereu doar zile bune! Da? Sunt un optimist convins și mai mult decât atât, mă bucur pentru că avem din nou o seară de excepție! Așa este! Și uite, cu bucuria asta, eu nici n-am mai apucat să spun că și eu am aceeași stare! Vai de mine, gând la gând, cu bucurie! Ei, da? Cum se spune. Suntem doi bine dispuși, hotărâți să vă furăm zâmbete. Haideți să vedem cele mai importante titluri. Gina Pistol a trecut prin momente cumplite imediat după naștere. Ce a pățit vedeta, dar și cum sunt ei trei ca familie, aflăm imediat la Flash Monden. Teo Ros s-a crezut vitează, dar a fost intuită la pas. Ce i s-a întâmplat cântăreței, vedem peste câteva momente. Cine sunt Fenty, Drew, Janina sau Clara? Ei bine, vorbim despre prenumele neștiute ale vedetelor. Cine și-a ascuns adevărata identitate, vedem în această seară la Flash Monden. Urmează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz. Ah, nu despre noi vorba, da. Și de câteva luni sunt și părinți. Smiley și Gina Pistol povestesc cum e relația lor, cum li s-a schimbat viața odată cu apariția fiicei lor Josephine, iar un lucru e clar. În casa lor, dăinuie bună dispoziție și se râde. Mai mult decât la noi aici? Foarte mult. Smiley și Gina Pistol formează un cuplu deja de câțiva ani. Discrezi din calea afară, ce... Retra și nici nu se plânge. A fost reacției la noul statut de mamă, însă recunoaște că fără Smiley nu ar fi reușit să treacă atât de ușor peste momentele dificile. Chiar dacă el are un program extrem de încărcat, a reușit să se împartă atât de bine încât a fost prezent cât de mult s-a putut. Iar Gina este recunoscătoare pentru tot ceea ce trăiesc. Clasie tare frumoasă și acum privind în urmă, un zâmbet larg le apare pe chip. Gina Pistol a stat și a analizat fiecare detaliu al relației lor și și-a dat seama că Smiley e singurul bărbat cu care și-ar fi dorit să aibă un copil. Cât despre viața lor ca și cuplu, lucrurile nu sunt așa cum își imaginează unii. Nu dau pe afară de romantism cât uși de puțin. Ea cel puțin nu e o... Te-am plâns toate filmările mele. Ai adus soarele cu tine pentru noi e răsărit. Mi-ai arătat că până acum eu nu am mai iubit. Adele iubește din nou. După 2 ani de la divorț și-a dat voie să se îndrăgostească. Cine este fericitul aflăm în această seară la Flash Monday. Doamne, ce frumoasă e tinerețea! Faci ce vrei, mergi pe unde vrei, nu simți frigul, nu simți căldura. Da, he, așa o fi fost pe vremea ta? Tata. Așa. Că acum s-au cam schimbat lucrurile. Acum adică s-au schimbat, dragă? Ce vrei să spui cu asta? Nu, stai un pic, că nu vorbesc din perspectiva mea, că și eu sunt aproape acolo de tine, dar uite-te la Teo Ros. Așa. Vrea să fie sexy de mama focului și a ținut-o nepotrivită pentru vremea de afară și acum e la pat bolnavă. Păi vezi și i-am spus, măi, tată, mă îmbracă-te, pune o haină pe tine. Eh, se întâmplă și de-asta, dar știi ce este bine? Ce anume? Că simțul umorului n-o părăsește de fel. Fix asta-i, tată. Nuntă la palat, aer liber, dans și voie bună. Sună bine, nu? I-a plăcut și ei tare mult, drept dovadă s-a îmbrăcat și sexy, că doar nu se putea prezenta oricum. Dar toate acestea au avut un mare, mare preț. Făceam astăzi mișto de răceală și am zis că am fentat-o, că am luat pastile zilele astea și că nu m-am mai luat. N-am mai luat. Dar Dumnezeu m-a ajutat și am terminat ultima cântare și am pauză 2 zile. Să mai vorbesc 2 zile, să iau tratament, să fac aerosoli.
Da, că am pus-o la pământ răceala, dar de în numele modei, în numele frumuseții, în numele aprecierii, fetele mai suferă. Dar bine că Teo Roz are din plin simțul umorului și a făcut fanii să râdă cu lacrimi. Mi-am dat seama că nu știu să cer. Acum 4 zile simțeam că începe să mă ia răceala și m-am rugat la Dumnezeu. Am zis așa: Doamne, te rog eu, ține-mă în forță până duminică să duc îndările astea până la capăt cu bine. Nu puteam să cer să mă țină în forță până în iunie la anul? Norocul ei e că e tânără, optimistă și răceala nu stă mult timp lipită de ea. Hai că scena te așteaptă. Hai că a răsărit soarele și pe strada ei. Pe a cui a răsărit cor? Pe strada uneia dintre cele mai apreciate cântărețe. Aceea cu voce de aur, inconfundabilă și minunată, Adele. Oho, Adele, da, chiar că e inconfundabilă, mai ales după transformările prin care a trecut. Păi, nu-i așa? Da. Așa e, ce să mai... A divorțat după doar 2 ani de mariaj în 2019 și până acum nu s-a afișat cu absolut nimeni. Până acum? Până acum. Dar a venit și vremea ei și a făcut oficială în sfârșit relația cu impresarul Rich Paul în văzul tuturor. Unde? Altundeva decât pe rețelele de socializare. Acolo te vede lumea. Adele, n-ai cum s-o confunzi, n-ai cum s-o ratezi și n-ai cum s-o contești. Este una dintre cele mai apreciate cântărețe ale lumii și cu toate acestea, cu tot succesul dobândit în carieră, pe plan personal, nu se poate lăuda cu mari reușite, deocamdată. A fost căsătorită timp de 2 ani cu Simon Konecki și împreună un băiețel. Povestea lor trebuia să fie una de succes. 9 ani au fost împreună, dar dragostea, fericirea și bunăstarea lor ca familie, toate s-au risipit în au decis că separarea e cea mai bună soluție. Discreți și-au spus adio, au împărțit tot ce aveau de împărțit și fiecare și-a văzut de drum. Lumea era cu ochii pe ea ca pe butelie, cu cine apare la braț, cine este noul bărbat din viața ei. Există cineva? 2 ani au fost doar întrebări fără răspuns. Adele nu a trezit nicio suspiciune, n-a fost subiectul niciunui zvon. Acum însă totul s-a schimbat. Se pare că și călcâiele ei au nevoie de puține flăcări. Artista britanică a postat prima poză cu presupusul iubit pe rețelele de socializare. Cine este el? Nimeni altul decât impresarul lui LeBron James, Rich Paul. Postarea nu a fost una însoțită de un mesaj pompos, ci doar de o inimioară roșie ca focul, iar pe lângă fotografia cu pricina, artista a postat câteva în care în cea mai bună versiune a sa apare. Speculații la adresa lor există de multă vreme. Au fost surprinși luând cina într-un restaurant de fițe din New York, iar apoi direct în sala de sport la un meci de basket. Cei doi au stat unul lângă altul, s-au distrat de minune, iar Adele a fost surprinsă râzând cu gura până la urechi. Să fie într-un ceas bun, căci pentru ea ultimii ani n-au fost tocmai ușori. Un divorț dureros și o transformare fizică de excepție. 50 de kilograme a topit Adele, iar acum e pregătită, se pare, pentru noi începuturi. Nu ți-e dor așa de o vacanță? Doamne, cât de dor îmi este! Că abia ai venit din dor, mi este așa, da, da, știi cum e. De ce mergi, de-aia mai merge. Da. Dar ce facem cu pandemia? E, uite că vedetele noastre au profitat la maxim în vara asta, au uitat de tot. Și-au profitat de relaxare, au fugit care în control, în timp ce unii au stat mai mult pe la Dubai decât în România. Așa. Alții au dat nas în nas cu balena în Madeira. Hai, lasă-mă. Da, cu balena. Sunt balene acolo? Da, câte balene. Hai,
Este vorba despre Kefalonia. Este cea mai mare insulă ionică. Pe lângă ea se regăsește Ithaca, Zakynthos și multe alte insule superbe. Dar eu mi-am dorit foarte mult să merg aici pentru că este o insulă a romanticilor și foarte multe celebrități vin acolo. Iar eu tot timpul sunt pe urmele lor. A fost foarte frumos, de exemplu, în Madeira, o altă insulă superbă care aparține Portugaliei, dar este fix în mijlocul Oceanului Atlantic și este mai aproape de continentul african. Și am mers cu barca pe mare și am văzut pentru prima oară în viața mea o balenă. Deci, când și-a ridicat coada și a făcut splash așa și a intrat în adâncurile mării, ce a fost o revelație pentru mine. În momentul ăla am simțit că renasc. Am fost în vacanță și o amintire plăcută, am făcut scuba diving pentru prima dată și abia aștept să mă întorc. Sper să mai am ocazia în toamna asta, mă gândesc undeva prin octombrie-noiembrie să mă întorc chiar pentru scuba diving. Unde ai fost? În Egipt. Am fost și în Turcia, dar în Egipt am rămas cu amintirea asta de la scuba diving, cu peștișorii în jurul meu, cu tot ce a fost acolo, cu marea. Vacanță. Am fost în Cannes și în Saint-Tropez, dar după aceea a trebuit să mă duc în America să mă duc să-mi reînnoiesc cetățenia. O amintire frumoasă din vacanță. Am fost la Cannes și a fost super. Am la festival? N-am fost la festival, dar am fost la Amfar, la Charity Amfar. Am fost la petrecere, n-am fost la Amfar să stau câteva ore acolo. Nu-mi place să stau într-un loc foarte mult timp. Oh, câtă vacanță a fost anul ăsta! Crede-mă, pe românește ne-am scos pârleala. Asta am reușit să mergem în vara aceasta în mai multe vacanțe decât o făceam de obicei și pentru că am avut perioada aceea de lockdown și cumva aveam senzația că va urma încă una, sper să nu, și atunci am simțit nevoia să mergem în multe locuri în care ne doream și am reușit să avem aproximativ 4 vacanțe, ceea ce nu s-a mai întâmplat. Parte în afară sau și în țară? Nu, și în afară și în țară. Sunt mai reușite cele din țară, pentru că lumea s-a dus anul ăsta mai mult prin țară de frică să mai iasă în afară. Depinde de așa de multe. Sunt locuri în România unde noi ne simțim mai bine ca în afară și sunt locuri în afară unde ne simțim mai bine decât în România. Deci spune-mi o amintire frumoasă. V-ați întâlnit cu urși, că ai văzut cum se întâmplă acum în România mai nou. Nu, noi mergem de obicei în ultima vreme la Poiana Brașov. Stai numai prin vacanță în ultima vreme. Mamă, dar părerea asta v-ați făcut-o despre mine? În fiecare zi văd altă vacanță, altă poză. Da, o veste, mâine plec în Dubai iar. Am sigură. Da, nu mâine, de fapt poi mâine, că mâine mai am un eveniment. Singurică, cu cine pleci? Da, singură. Am niște prietene care mă așteaptă, mă duc la shopping, mai fac niște poze. Uite așa, că a venit toamna, mă duc iară la vară. Cine sunt Fenty, Drew, Janina sau Clara? Sunt vedete cu acte în regulă, dar și-au ascuns prenumele reale. Deslușim imediat misterul la Flash Mondena, așa că rămâneți cu noi. Am revenit, urmăriți Flash Monday. Ne-am revenit și noi, da? Să mergem mai departe. Trebuie să vezi de acum. Ia zi. Cine sunt Fenty, Drew, Janina sau Clar? Nu știu. Cine sunt, zi-mi. Îți spun doar atât. Așa. Toți au ceva în comun. Cântă. Sunt celebri. Și au câte două prenume. Uh-huh. Pe cel de-al doilea nume din buletin nu prea vor să se dezvăluie. Mă întreb de ce. Bieber vine și el repede în spatele ei. Putem să-l strigăm și Drew. Trecem la showbizul nostru drag și scump și avem și aici parte de surprize. De câte ori soarele-n din spate, de atâtea ori zic că
cunoașteți pe Antonia Clara Iacobescu și pe Alexandru Ionuț Velea? Ei bine, așa îi cheamă în buletin pe cei doi celebri. După cum v-ați dat deja seama, Nicole Cherry este doar un nume de scenă. Pentru cei care nu au aflat încă, Cireșica este trecută în buletin cu numele Nicoleta Janina Ghinea. Oricum i-ar chema, orice prenume ciudate sau obișnuite ar avea pe care le țin ascunse sunt tare simpatici. Foarte, foarte interesant. Apropo, vreau să mă aranjez pentru ziua de mâine. Foarte bine faci. Tu mai ai și alt prenume? Da. Diana. Andreea. Andreea. Vine ziua mea în curând. Ce nume frumos. Abia aștept să faci cinste. Dar, dar tu? Eu sunt sfânt din născare. Da. Mă cheamă și Gabriel, mă cheamă și Petre. Doi sfinți din doi născare. Sfinți, da. Bravo, așa da. Avem motive de sărbătoare, dar nu...